trădat de preluare, o minge scăpată în afara terenului de joc. Marius Nicolae luptă pentru maloculații, cer o lovitură liberă directă, dar avem din nou refundere de la margine. Zie diabate pentru Marius Alexiu, pirueta acestuia încearcă să-și depășească adversarul. Petkalcici este deposedat imediat de Aganovic. Aganovic a venit foarte inspirat și foarte inteligent să-și dubleze cu echipierul să-l ajute în lupta cu Marius Alexiu. Schimbă și tot la patra. Schimbă că nu are motorul. A reușit să urmași intra treia. Balonul lui Marius Alexiu, o minge care ajunge între timpul pe partea stângă în direcția de atac a croaților. Suntem în minutul 34. În continuare, Dinamo 2-1 avantaj în deplasare. Manșa are dura turului 3 preliminar din Liga Europei. A marcat Ionel Lăciunescu în minutul 7. Scoda, faci lucru, scoda astea. Scorul a devenit egal. Scoda, faci astea așa. În minutul 26 să fie 2-1 pentru Dinamo. Cătălin Munteanu a marcat golul mare. Ce scuze a fost cel care a marcat golul. 1-1 pentru Encamara, o echipă care este din nou în posesie și este periculoasă în preajma careului Dinamo Bistă. Foarte bine, însă apare Cosmin Bonzi și acordă lovitura de la colțul terenului. Însă croații sunt extrem, extrem de periculoși în momentul în care duc balonul aproape de careul lui Cristian Bălgrădean. Apar foarte bine la combinații pe spații scurte. Este o altă echipă și trebuie răsărit. De ce nu-l confrune curbe cu faci? Tu zbura, mă. Elevii lui Salif Toplac. Nu s-a băgat prea mine? Încrederea cu un terenul de pe partea dreaptă, iar Davor Bugrinez se pregătește să execute. Davor Bugrinez aude fluierul centralului care încearcă să liniștească doi fotbaliști, vorbind despre Adrian Scarnatache și Ivan Țon, iar cei doi fundași centralii ai lui Dinamo, respectiv Enka Varaždin. Doar avertisment verbal al centralului care fluieră să execute această lovitură de la colțul terenului, Davor Bugrinez. Davor Bugrinez nu-l vede pe centralul întâlnirii, dar aude acum fluierul. Davor Bugrinez centrează, iar Ionel Dănciulescu respinge foarte bine de la colțul scurt cu un balon, iar Davor Bugrinez este inteligent, revine și încearcă o combinație cu Marius Acer. Ce curbe de până acum n-au. De această dată Cătălin Munteanu s-a apărat, croații au revenit în posesie, iar Marius Nicolae de unul singur îi presează în propria jumătate de teren, mai exact pe Alen Grujac. A încercat Marius Nicolae să-l facă să greșească pe cel de-al doilea fundaș central al celor de la NK Varaždin. Grujac din nou în posesie. Grujac încearcă o minge pentru Glavina. Preluarea lui Glavina se joacă în zona centrală, în propria noastră jumătate de teren. Deja croații încearcă să creioneze un atac, dar greșesc pasa, iar Gabriel Torce recuperează. Marius Alexia urcă, dar îi pasează lateral dreapta lui Marius, lui Laurențiu Rus. Liniștesc puțin jocul dinamoviștii. Adrian Scarlapache a primit un balon de la Giacari Giacone, iar Laurențiu Rus îi retrimite lui Adrian Scarlapache, cel care îl vede foarte bine pe Cosmin Moci. O preluare superbă pe pieptul lui Moci. Mai departe combina acesta cu Giacari Giacone. Nu facem altceva decât să îi scoate pe adversar din propria jumătate de teren, dar croații sunt încăpătrați și rămân pe două linii undeva în zona centrală a terenului, așteptând la rândul lor greșeala lui Dinamo. Deocamdată suntem în continuare în posesie prin Marius Alexe pe partea dreaptă, jumătatea de teren a adversarului, 37-2-1, rezultat care califică pe Dinamo în play-off-ul Ligii Europei după ce sezonul trecut în aceeași faza competiției. O altă echipă din Croația, Hajduk Split, a reușit să ne elimine din această fază. Este unul dintre obiectivele declarate ale conducerii lui Dinamo, ale antrenorului Liviu Ciobotariu. Este unul dintre cele mai importante momente din cariera de antrenor al lui Liviu Ciobotariu, un tehnician de 40 de ani, un antrenor care n-a mai pregătit echipe atât de galonate precum este cea lui Dinamo. O centrare în care Dinamo Bistă respinge foarte bine Laurențiu Rus. Foarte ușor au reușit acolo croații prin Damir Sacer, prin Mario Sacer, cer scuze, să arunce balonul în careul Dinamo Bistă. Este însă greșeala lui Marius Nicolae, care l-a pus în aer pe Șafarici și urmează lovitura liberă directă de la 35 de metri. Lateral, dreapta, ușor lateral, dreapta de poarta lui Cristian Bălgrădean, cel care încearcă să-l comunice. De ce nu spui ăla care defensiva proprie, încearcă să-i aranjeze pe colegii săi undeva aproape de fiecare adversar care este în preajma careului propriu. Bălgrădean se retrage și revine pe linia porții proprii, iar Nicola Șafarici așteaptă fluierul de a executa, pentru a executa această lovitură liberă directă. Doar doi fotbaliști în zidul Dinamovist, Ionel Dăciunescu și Marius Alexe. Marius Alexe, efortul mare pentru a evolua și în această manșă retur, pentru că
încă are probleme și nu este recuperat complet. Lovitura liberă care este executat acum și un șut de la distanță, un șut puternic și aparici, dar cu blocaj foarte bun recepționat și Marius Alexe, este un duel în care Dinamovist între Vulie, Sportiv Moti și Scarlatache. Atunci o las aici. Pundere din 6 metri pentru Dinamovist. În timpul regulamentar din prima parte a acestei partide, un meci cu o viză mare pentru ambele formații, vă spuneam, Dinamo însă își dorește foarte mult și speră să meargă în play-off-ul Ligii Europei. Este repunerea lui Cristian Bălgrădean, o minge trimisă inteligent pentru Marius Nicolae, devierea acestuia care ajunge la Gabriel Torje pe partea stângă. Gabriel Torje, un jucător tehnic, își depășește adversarul, centrează din nou în care aceeași centrare, același tip de centrare la care parte stai? Și de 2-1 al lui Dinamo, însă croații reușesc o pasă superbă cu 3-4 reușite cu capul între voi fotbaliști, vorbim despre Mario Sacer și Dominic Glavina cu șansă. N-am 10 minute de timpul? Am reușit să reușim posesie prin Cosmin Moțiu, o pasă inteligentă acestuia pentru Ionel Denciulescu. 15 minute, mă! Gabriel Torje, stai de mați, cum inteligent, dați voie, dar nu a simțit. Gabriel Torje, că nu are o altă variantă de a pasa, nu mai poate pasa, dar în același timp a simțit. 15 minute, am făcut 15 km? A căzut, am obținut lovitura liberă directă, un lucru extrem de important pentru că în condițiile în care de așa că de tine, așa că ar fi fost deranj, pericol la poarta lui Cristian Bălgrădean. Este posesie pentru noi. Adrian Scarlatache, zona centrală, a urcat, vorbește foarte bine Scarlatache individual cu Panonov, dar la mijlocul terenului apar problemele, se oprește, se blochează și parcă ar avea un țin în față o ușă ceva pentru că nu face altceva decât să retrimite Panonov către propriul careu sau spre Costin Moții, colegul său din defensiv. Aceasta ar putea fi una dintre problemele pe care le are Dinamo și nu cred doar Dinamo. Este însă o acțiune jucată în propria noastră jumătate de teren. A venit rândul lui Ionel Dăciulescu să trimită lui Cristian Bălgrădean de la mijlocul terenului, ridicând din numeri că nu are altă variantă, pentru că acestea sunt momentele pe care noi, pe care Dinamo trebuie să le elimine din joc. Sunt elemente esențiale, sunt momentele în care dinamoviști prin mijlocaș și proprii ar trebui să le gestioneze cu ceva mai multă atenție și cu ceva mai multă inteligență, pentru că mijlocașii din Dinamo au momente multe când sunt ascunși după adversari, iar de la fundaș balonul pentru a ajunge într-o astfel de situație la proprii mijlocaș este foarte greu, iar în acel moment apar acele baloane. Nu de asta mi-e frică, mai azi, uite de la de sud de acolo. Ei, nu știu că le bucăm pe acolo. Ionel Dăciulescu sau Marius Nicolae, după caz, un șut de la distanță, fără probleme, 30 de metri expediat de Marius Sacer peste poarta lui Bălgrădean, minutul 41, 2-1 pentru Dinamo. Vă reamintesc că au marcat în minutul 7 Ionel Dăciulescu golul egalizator pentru croații, în minutul 14 a venit de la Golumbar, pentru ca în minutul 26 Cătălin Munteanu să o readucă pe Dinamo în avantaj 2-1, un rezultat bun, un rezultat care o califică pe Dinamo în acest moment în play-off-ul Ligii Europei, dar din nou trebuie să spunem că nu trebuie să ne grăbim, pentru că mai este de jucat o repriză și 4, poate 5 minute din această primă parte, la fel ca și la București, la 2-0. Apasă mai mult, că nu dai piciorul să te Dinamo, e foarte tare. Scorul de 2-0 în general este unul extrem, extrem de periculos și fragil, iar acest lucru până la urmă s-a întâmplat ca Dinamo să fie egalată la 2, un rezultat de altfel nesperat de către cei de la Cavaraj, din care de dimineață nu era mașina în seama. Au spus și la finalul acelei întâlniri, după acea întâlnire Baraj Brădișor. Haideți să te filmezi. Doamne, n-ai voie să filmezi. Filmează-mă, te vedem mult. Suntem în avantaj, 2-1, formația lui Dinamo, este că nu la pământ, dar cei de la NK Baraj sunt în propria noastră jumătate teren. Încearcă prin Bugrinet să ne pună probleme și o fac, pentru că Bugrinet a jucat de la 35 de metri. Foarte bună execuția lui Bugrinet, să dau un lucru de teren. Sunt momente probabil care vor fi gestionate cu mare atenție pe care am un pic până toate jucate. Care a lăsat cu șocul să continue inițial când a căzut la pământ, se cerat Gabriel Torje, șocul a continuat, iar Croația a avut acea bună oportunitate prin subinețul șut de la distanță. Relaxat. Din nou, Cristian Bălgrădean probleme, a distins în față, încă de rovinte care a fost pământul. Cred că Bălgrădean a fost plantat de Moții și Scarlatache și nu a reușit decât Bălgrădean să scadă acel balon. Niciun jucător al Croației nu a avut nimic, pentru că n-a avut nimic cineva. Imediat o siguranță a
de a asista la turul 2 la Vinti, fericire, nu s-a întâmplat acel lucru, iar după ce baronul a fost deschis de Călcădean, un alt fotbalist al lui Dinamo și vorbim despre Giancarlo Giacone, a fost mărit de la Vinti. Nu, 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 că am trebuit să spuneți. Dar, nu este vorba de Gabriel Clujă, este vorba de Ionel Dăuciulescu, însă, în afara terenului